Iată că o informație pe care o furnizez opiniei publice, chiar în cadrul acestei rubrici, ia pastila SRS, se confirmă. Bot, Victor Bot, cel care a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în Statele Unite pentru că a vândut arme teroriștilor, cel mai mare traficant de arme din istoria lumii, se întoarce în curând în Federația Rusă pentru că este solicitat acolo de Vladimir Putin. A lucrat, a colaborat cu Vladimir Putin, să fie foarte clar, a lucrat sub umbrela statului Federației Ruse și acum Federația Rusă, recunoscătoare, îl recuperează. Iar Statele Unite, la rândul lor, recuperează un spion și un prezumtiv spion mă rog, condamnat pentru spionaj la Moscova și o basketbalistă, una dintre cele mai bune din lume, care și ea tocmai a fost condamnată pentru trafic de droguri.